L-ai trezit. Extraordinar. Da, l-am trezit. Da, mă, nu. E bine să lămurim toate astea. Știu, Dan, dar acum eu asumăm cumva și vocea celor de acasă. Mulți asta cred. Bă, nu s-a culcat ca să nu pierdă. Păi, dar de ce să nu crede și altceva acolo? Și de ce să nu crede altceva? Păi, tocmai, le lămurim. Hai să ne înțelegem. N-aveam eu variante la mare fără bătaie de cap. Asta spun. N-aveam variante, trebuia să vină Mădălina. Vrei să las microfonul să vorbesc și eu? Trebuia să vină Mădălina și prietena ei, n-aveam variante la mare. Tu n-aveai variante, ea n-avea variante, uite că n-ați avut niciunul în cealaltul și tu ai acceptat să vină. Aveam toate variantele din lume, dar eram acolo cu copilul meu, n-am plecat să stau cu vreo femeie. Am fost cu copiii mei, cu Stefanie și cu Leon. Nu puteai să zici, bă, având în vedere ce a făcut între noi, nici măcar nu am ieșit, Dan, eu nu am ieșit în oraș. Nici măcar să o las pe Stefanie, care are 19 ani, care putea să doarmă liniștită lângă Leon. Deci tu nu consideri că e o greșeală că ai primit-o la tine în apartament? Greșeala este din start, Camara. De start că am început să vorbesc cu ea, păi, din nou. E greșeala mea, e greșeala mea. Okay, dar pentru ce povești în drug acum ca să apară la televizor pe termen lung? Păi știi cum e, fiecare își duce fapta. Da. E greșeala ta, du-o mai păi departe. Păi da, de aici greșeala mea de a primi pe cineva, până la toți ce nu spune. Pe cineva, pe cineva despre care știa ea anume ce vrea și dar cum se comportă. Dar n-am să ajungă până aici. Așa diabolică sunt. N-am știut. Cine a sunat să anunțe? Camara, de ce s-a întâmplat aseară? Eu am anunțat ce s-a întâmplat aseară? Eu am venit cu subiectul ăsta? Eu am anunțat? Te rog să-mi spui cine a anunțat. Eu? Da. Cine a dat interviu? Cine a anunțat? A anunțat pe cine? Persoana care mie mi-a luat interviu mi-a spus direct ce s-a întâmplat la mare cu Camara. Pe cuvântul meu de onoare că eu n-am zis nimic nimănui. Serios. Pe cuvânt, nici n-am spus că m-a încercat vreodată cu tine. Nici măcar unui prieten, nici măcar unui bine, prieten. Bine, s-a uitat persoana respectivă într-un glob de sticlă și a văzut acolo tot ce s-a întâmplat. E păcat de întreruperi că nu se duce povestea. Păi nu are unde se duce, să se duce. Nu este în avantajul lui să mă lase să vorbesc. Uite, fii atentă. Uite unde să pun. Ține microfon. Da, hai, da. Haide, Mădălina. Hai, că ușurări la flâm tot ce s-a întâmplat. Așa, l-ai trezit. Da, l-am trezit, a venit în cameră. Gabriela era deja în pat, se pusese în pat la perete, cum ar veni oarecum lângă marginea canapelii la perete. Eu eram în jumate și am lăsat loc să se pună în dreapta mea. S-a pus în dreapta mea, după care s-a trântit peste noi în pat. Și în momentul ăla, cu Gabriela în pat, că de acolo pot să spun că m-am enervat și nu mi s-a părut deloc ok ce a făcut el. Deci Gabriela fiind în stânga lui, el în jumate, eu în dreapta, a încercat oarecum să pună mâna prin niște zone mai intime mie. Așa. I-am spus Cama ia mâna, Cama nu-ți e rușine, Cama e aici de față cu noi cineva, lasă-mă în pace, lasă-mă să mă ridic, lasă-mă în pace și el insista. Așa. I-am dat evident peste mână să pot să mă ridic din pat, m-am așezat la masă, nervoasă evident, că nu mi se pare deloc ok. Ce e în intimitatea noastră? Îmi place să rămână în intimitatea noastră. Da, și... da. Haide că n-are microfon, zi. Legat de partea intimă vorbesc, da. Cama. Așa. Nu cu cineva de față să faci tu gesturile alea față de mine. Și ți-am zis, Cama, mă cunoști de ieri, lasă microfonul măcar. Așa. Să nu începi iară să vorbești. Bă, că tu încerci să-l provoci să te... El tace din gură, tu vorbești. Păi, văd că și-a luat microfonul și știu, deci... îl cunosc, deja îl cunosc prea bine și știu cum reacționează. Ok, hai să... poate că nu-l cunoști. M-am așezat la masă, eu stăteam în pat în continuare lângă Gabriela. Și tot zicea, mă dă hai în pat, mă dă hai în pat. Zic, lasă-mă că stau aici până dimineață, când trebuie să plec, mă pun să dorm aici pe masă, nu-i problemă, nu vreau să stau în pat lângă tine. Da. Hai la masă, hai la masă. Nu am vrut să mă ridic, a venit la masă, m-a luat pur și simplu în brațe, pe sus, m-a pus în pat, la margine, el tot în jumate. Când mi-a pus pătura în cap, hai stai și dormi, că dormi, mi-am zis, hai lasă-mă te rog frumos, că eu la 5 trebuie să fiu în București, trebuie să conduc până la București înapoi, da, să mă odihnesc. Nu, și tot mă tachina, să zic așa, cu gesturi. Și atunci m-am ridicat din pat, i-am zis gata, în momentul ăsta mă ridic și am plecat. M-am și îmbrăcat de altfel, că eram într-un tricou mai lung de casă. Mi-am luat blugii pe mine, el s-a dus, a scos cheia din ușă, m-a luat pur și simplu pe sus și m-a pus lângă ușă. I-am zis lasă-mă te rog frumos să plec, lasă-mă să plec. M-am întors, mi-am strâns bagajele pe care le aveam acolo. Mi-am luat valiza, el între timp a luat cheia. Eu am văzut că a băgat-o la el în buzunar, s-a așezat în pat, cu telefonul în mână, se juca și am zis, Cama, te rog frumos, dăm cheia să plec, deschide-mi ușa, altfel trag de ușă și tot ies pe undeva, vreau să plec acasă. Da. Că nu pleci nicăieri. I zic, ba da, vreau să plec acasă, n-ai cum să mă ții pentru că vreau să plec. Și nu mă băga în seamă, pur și simplu nu mă băga în seamă. M-am dus lângă el cu telefonul în mână fiind pe joc și am dat ușor cu mâna peste telefon, a căzut telefonul pe piept, moment în care direct s-a ridicat și m-a trântit jos. Așa. Aici, măcar aici se aseamănă poveștile că erai pe jos.
Și în povestea lui și în povestea ta erai pe jos. M-a trântit jos și stătea cu... m-a apucat de păr și pur și simplu mă trăgea oarecum. De... Am văzut imagini. Se văd aceste imagini cu smocurile de păr. Smocul de păr e din mașina ei, Dane, și părul de acasă. Și părul de... Vă rog să mă credeți, îi cade părul ca la, ca la un... Nu o să zic ce. Îi cade părul peste tot. Și acum în casa mea, vă jur, și acum în casa mea am găsit supat pentru că abia m-am mutat. Îi cade părul. Vă zic să fiți foarte, să fiți foarte cerebral când spuneți ceva, că e posibil să... Ajunge pe la detectorul de minciuni, păi, și să... Eu vă spun, îi cade părul și a adunat părul din mașină. Știu că fiecare, știu că fiecare trebuie își dorește. A ajuns la București, poza asta e de la București, a ajuns la București, nu-i căzuse părul, adică i-a căzut părul la București. Păi când m-am pieptănat, aia a fost ce-am luat din mașină, serios? Când am băgat pe ea în păr să mă pieptănat. Îi cade părul tot timpul. Că în casa mea, okay, vă rog să mă credeți, deci, că și acum, și acum în momentul ăsta. Cum? Dă niște șervețele. Și în momentul ăsta mai este păr. De-al ei. Și în momentul ăsta, deși a plecat. Și acum a mai găsit fire de păr. Camara, când vezi două fotografii, una cu un smoc de păr, așa, și una cu buza spartă. Așa, și mă vezi... E normal că apărarea este, domne, s-a mușcat singură și și-a smuls singură pe mânca. M-am dat singură cu capul pe perete. Va fi imposibil să noi... Să stabilim adevărul acum. Păi și acum adică, oricine în locul tău ar zice asta, nu, normal. Nu, nu e așa, Dane. Uite, dar am fața umflată. Am fața umflată acum, da? Da. Și eu puteam să vin să zic că mi-a dat un pumn în față. Într-adevăr, i-am prins mâna exact când a vrut să-mi dea un pumn. Nu vorbeam de acuzații, ci de pararea lor. Ascultă-mă orice un pic. Orice om normal, orice în apărarea normal... lui, ar fi zis asta. Dom'le, și-a smuls părul și s-a lovit singură. Păi... N-avem de unde naiba să știm. Păi de unde? Fost. Asta zic. De unde știi tu că părul ăla e smuls, păi, de mine? Nu știu. Asta păi și atunci... Da? Așa e, îmi place să mă automutilez. Păi o asculți. Da. O asculți, dar ea-și dorește să apară la televizor. O să aflăm la detectorul de minciuni, habana. Eu nici n-am vrut să povestesc despre asta. Reporterița care mi-a luat interviu știe că n-am vrut să vorbesc despre asta. Ia... Nu vreau să intru în detalii. Este capabilă să creadă ce spune. Nici măcar detectorul nu o să arate altceva, pentru că ea crede povestea asta pe care și-o spune. Detectorul ăla e greu. Poftim? Serios, e greu. Hai mă, serios, că știu și eu ce înseamnă detector de minciuni. Zic că e greu. Păi, nu e deloc greu. Tipul vreunul care l-a păcălit? Când un om are probleme la nivel, așa, poate să înșele. Nu, că nu te primește. Dacă ai probleme dovedite, dar are probleme dovedite, are probleme dovedite, a fost internată, dacă vrei să vorbim. A fost internată, dovedește, vino cu dovezi și cu probe. Ce tratament am luat eu când am fost internat? Eu nu mi-am tăiat venele, unul la mână. Este o dramă prin care eu am trecut în copilărie, cu ce am început, ți-am spus că se va lega despre chestia asta. E dramatic pentru părinții tăi, îmi pare rău pentru ei. Deci asta e drama. Îți pare rău pentru ai tăi. Ai mei au murit, din păcate, și ai înjurat. Mădălina, da, i-am înjurat în momentul în care tu ai târâit cu mine pe jos, Camara. Nu e adevărat, părul meu era peste tot în casa Mădălina, aia. Simțeam că am sânge în gură și tu nu te opreai. Am înregistrat cu tine, Mădălina. Mă țineai strânsă de gât? Ascultă-mă. Camara, deci te-a tras de păr în toată casa? Da, mă ținea strânsă de gât și spuneam nu pot să respiram. Am o formă ușoară de astm bronșic. N-aveam niciun spray la mine și am zis nu pot să respir, Camara, dăm drumul că nu pot să respir. Și explicația pe care mi-a dat-o, dăm drumul, țipam cum puteam. Țipam cum puteam. Da, normal. Exagerez. Se poate. Exagerez. Țipam cum puteam și erai pe mine, Cama. Eu n-aș vrea să uităm că la toate scenele astea, teoretic, existau doi martori. Leon, care săracul e micut și doarme în poveste, și prietena ta. Adică, nici în povestirea lui, nici în povestirea ta, n-am sesizat intervenția prietenei. Da, urma să nu spun. S-a băgat prietena nici peste Camara când te punsese la gât pe deci jos cu mâna a rămas în stare de șoc făcând nu s-a băgat nici acum. Da. Nu, deci era o persoană total necunoscută pentru ea. O știa doar de la televizor, avea cu tot o altă impresie. Îi prezentasem alt Camara eu ei. Te bagi când să-ți caieră pe stradă. Exact, nu te bagi când vezi doi oameni sub nasul tău cu un copil de 2 ani în cameră. S-a băgat și a îmbrâncit-o. No. A, deci a intervenit și ea povestea. Nici o secundă a stat deoparte, pentru că n-a fost absolut nimic ce de ce spune. Se uita și atât? Păi la ce să se bage? Că n-avea la ce să se bage. Eu o țineam pe ea să nu facă urât. Când? La ce să se bage? Și ea îi spunea, potolește-te, Mădălina, potolește-te, Mădălina. Asta îi spunea prietena ei. Dar nu mă lasă să vorbesc. Potolește-te, Mădălina. N-a zis nicio secundă, oprește-te, Camara, că n-avea nici ce să mă opresc. Potolește-te, Mădălina.
Lasă că... Mi s-a părut dubios, atât te întreb. Cum mi s-au părut și multele lucruri, ți-am zis, trei le-am enumerat în povestea lui Camara și în povestea ta mi se pare că de-abia după ce am pomenit eu de această martură, ai zis și tu, a, da, s-a băgat să ne dăzat. Păi dacă nimeni nu m-a lăsat să vorbesc cap-coadă și păi nu, terminase deja. Mi-ai zis că te-a târâp în toată casa, că simțeai gust de sânge în gură, dar n-am auzit tot nicio clipă să zici. În timpul ăsta, păi urma, prietena mea păi era urma, în ceafa lui. Asta era începutul, când a început. Okay. Hai, poate că am un intermediu prea devreme. Deci ce făcea prietena? Poftim? Ce făcea prietena? Ce a făcut? Păi, ea tot țipa în cameră, deci tremura de frică că am văzut-o, ochii nu-i aveam închiși. Deci a vorut frumos, liniștiți-vă, Camara încetează, Camara încetează, liniștiți-vă. Prietena ta e dispusă să susțină tot ce povestești tu? Sunt convinsă că da. Că poate, cine știe, o căutăm. Sunt convinsă.